Primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, și-a așteptat cu emoții fica care a susținut proba scrisă la matematică din cadrul evaluării naționale 2023. Cu emoțiile unui părinte care se gândește cu bucurie la viitorul copilului său și, sigur, și cu emoțiile celorlalte examene pe care le-am parcurs și eu, cred că mă regăsesc un pic împreună cu ea și, sigur, sper să fi făcut ceea ce trebuie să fac. Elevii au avut de rezolvat mai multe exerciții, printre care de calculat produsul dintre un număr și opusul lui, cel mai mare număr întreg dintr-un interval, precum și lungimea unui segment. Am rugat-o să concentreze, să nu aibă emoții foarte mari, pentru că viața merge înainte, nu este ultimul examen din viață, e prin urmare, sper să fie bine. S-a pregătit intens și nu de puțină vreme. Acum știți cum e, ca într-o finală poți să te pregătești un campionat întreg, dar finala să fie una mai specială. Sigur, am emoții, dar îi doresc succes și țin pumnii. Emoțiile cele mai mari vor fi însă pe data de 28 iunie, când vor fi afișate rezultatele. Media obținută de candidați la evaluarea națională 2023 va fi singura care va conta la admiterea la liceu.